Salutări, fan Lego! Azi am pentru voi 3 seturi din gama Lego Jurassic World. Foarte multe minifigurine, foarte mulți dinozauri și, desigur, foarte multă libertate de joacă, după bunul plac. Eu zic să începem cu cel mai mare set dintre cele 3. Setul se numește Centru pentru turiști Rex și Raptor. Are 693 de piese, conține 6 minifigurine și, desigur, o clădire destul de complexă. Construcția se regăsește și în filmul Jurassic Park, pe insula Isla Nublar, aproape de Costa Rica. Este punctul de cel mai mare interes din punct de vedere al activităților pentru cei care vizitează parcul. Arhitectura realizată din piese Lego este foarte asemănătoare celei din film, cu acest acoperiș specific. Înăuntru găsim un hall, o zonă de dining și un laborator, care sunt separate cu aceste paravane semi-transparente. Și, desigur, avem și un schelet de dinozaur, care poate fi plasat oriunde după bunul plac. În set se poate recrea un moment emblematic din film, ruperea pancartei din centrul de T-Rex, apăsând această piesă. Setul conține 6 personaje din film, pe Dr. Ellie Sattler, Dr. Alan Grant, Ray Arnold, Dr. Harry Wu, Lex Murphy și Tim Murphy și, desigur, 2 dinozauri. Următorul set este descoperirea dinozaurului Brachiosaurus, are 512 piese, 3 minifigurine și un dinozaur. Construcția prezintă prima scenă cu dinozauri din Jurassic Park, momentul în care cele 3 personaje observă un Brachiosaurus mâncând frunzele unui copac și descoperă minunăția insulei plină de dinozauri. Avem astfel copacul cu o platformă de observare și frunze detașabile pentru a hrăni dinozaurul, cum vedem de fapt și în film, jeepul cu 3 locuri cu care aceștia pornesc în excursie și dinozaurul cu articulații, fiind cea mai înaltă figurină Lego de până acum. Este însoțit de cele 3 minifigurine, Dr. Alan Grant, Dr. Ellie Sattler și John Hammond. Ultimul set este cercetarea dinozaurului Triceratops. Are 281 de piese, un Ford Explorer cu detalii autentice, 2 locuri și un sistem de navigație în bord, cu ajutorul căruia sunt detectați dinozaurii. Conține 2 minifigurine pe Dr. Ellie Sattler și Ian Malcolm, un Triceratops articulat și o grămadă construibilă de excremente de dinozaur, în interiorul căreia se află un element de fruct toxic. Setul prezintă o scenă în care personajele găsesc un Triceratops bolnav pe insulă și încearcă să-l ajute. Personal, cel mai mult dintre toate aceste seturi îmi place cel de-al doilea, pentru că primești un copac complex, o mașinuță, 2 minifigurine și cea mai înaltă figurină Lego. Îmi place că la fiecare set primești măcar un dinozaur cu articulații și, punând deoparte ideea de Jurassic World, aceste animale în sine sunt foarte mișto și perfecte pentru joacă. Aș recomanda aceste seturi pentru fanii Jurassic Park de toate vârstele, indiferent dacă aceștia doresc să recreeze scene emblematice din filme sau vor doar să construiască și să etaleze modelele de colecție. Aș fi curioasă să știu dacă voi sunteți fan Jurassic Park și dacă da, care dintre cele 3 seturi vă place mai mult? Să-mi spuneți în comentarii, desigur. Eu cam atât am avut de spus pentru voi astăzi. Nu uitați să ne dați un follow pe Instagram, Facebook, TikTok și desigur un subscribe pe YouTube. Și ce să vă spun, până data viitoare, spor la construit!